Evenimentul festiv s-a bucurat de prezența mai multor invitați care au vorbit cu plăcere despre ceea ce reprezintă Colegiul Carol I din Craiova. Elevii de la Carol sunt niște elevi speciali care duc mai departe, să spunem, atât educația, cât și reușita unei societăți care se dezvoltă într-un mod armonios și corespunzător. Sunt convins că voi, cei care sunteți elevii acestui Colegiu Național, înțelegeți foarte bine responsabilitatea și greutatea pe care o purtați pe umăr, pe umerii voștri, și sunteți aici ca să învățați. Veți deveni sceptici și circunspecți, și asta este bine, pentru că vă va feri de decepții și dezamăgiri. Există și un revers al medaliei. Cu cât veți fi mai mobilați, cu atât veți fi mai singuri. Un om educat care are un bagaj de principii la care nu poate renunța este mai selectiv. Trebuie să vă feriți de pericole, trebuie să cercetați, trebuie să învățați cât mai mult și ne-am bucurat, cred cu toții, ca peste ani să veniți la Colegiul Carol în calitate de profesor și să luați locul stimabilor voștri profesori de astăzi și să continuați aceste performanțe. Elevi și profesori sunt bucuroși și mândri deopotrivă că în aceste zile Colegiul Carol I reprezintă un loc important în viața lor. Este foarte frumos. Ești mândru că ești la Carol? Sunt foarte mândru și îmi doresc să rămân la acest liceu. Sunt elev în clasa 5-a. Foarte mult învățământ aici și îmi doresc să rămân până în clasa 12 aici. E un lucru absolut uluitor, remarcabil. O școală de un prestigiu imens. A dat o mulțime, un număr imens de mari personalități pentru cultura, pentru știința românească. 52 de ani din viața mea sunt în acest liceu. Este o mândrie, o onoare specială de a fi urmașii unor pleiade de profesori, de absolvenți care au făcut cinste nu doar țării, ci și chiar Europei în bilanțul mondial al culturii și științei. Au fost premiați într-un cadru festiv elevii care au obținut premii și mențiuni la olimpiadele din acest an. În 2024 s-au obținut 174 de premii, din care 25 au fost la etapele naționale. La Olimpiada Sportului Școlar, elevii caroliști au strălucit cu 128 de premii și 25 de mențiuni în fazele județene și interjudețene.